că o astfel de măsură, precum cea a plafonării prețurilor la alimente de bază, va provoca o penurie a produselor de bază? Că avem precedentul Ungariei, unde acolo s-a ajuns la raționalizare chiar a alimentelor de bază. Vorbim de despre alimente de bază, vorbim despre nu despre forme ale alimentului în produse de lux, pentru că orice produs pleacă de la o formă de bază până se prin rafinare și prin adăugarea unor alte produse la niște produse de lux. Deci produsul de bază va fi plafonat, pentru că orice om se poate avea acces la acel produs, iar cine dorește altfel de produse care au la bază produse de bază, vor putea să îl cumpere la și la prețuri mai mari. Deci nu credem că se va ajunge la un astfel de la o penurie de produse. Mai ales că mai toate aceste produse sunt produse în țară.